Mobilizare generală sâmbătă seara în întreaga lume. În peste 150 de țări de pe glob, inclusiv România, au fost stinse în mod simbolic luminile în toate instituțiile publice. Totul pentru a încuraja reducerea consumului de energie. Planeta noastră a avut un moment de respiro, 60 de minute în care s-a celebrat ora Pământului. Municipiul Giurgiu și-a arătat sprijinul față de mediul înconjurător, participând pentru a cincea oară la campanie. În intervalul 20-30-21-30, clădirile emblematice au fost în beznă, iar iluminatul public a fost oprit pe principalele artere ale orașului. Jandarmeria a fost una dintre instituțiile giurgiuvene care s-au alăturat inițiativei globale. Astăzi, Inspectoratul de Jandarm Giurgiu se alătură campaniei Ora Pământului, o acțiune de protejare a mediului înconjurător. Cu această ocazie am stins luminile timp de o oră și totodată și aparatura electronică, fără a ne afecta activitățile specifice armei noastre. Potrivit estimărilor, 7.000 de orașe au participat la acțiunea din acest an. O mulțime de monumente faimoase de pe glob s-au cufundat în beznă timp de o oră. Turnul Eiffel, Big Ben, Palatul Westminster sau Basilica Sfântul Petru au marcat Ora Pământului stingându-și luminile. Clădirea Guvernului, dar și Palatul Parlamentului au dispărut preț de o oră în întuneric. Ora Pământului este o inițiativă începută în Sydney acum 7 ani și de atunci milioane de oameni pun umărul la salvarea planetei.